Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți a debutat în 2006 la Constanța, iar edițiile următoare s-au desfășurat în București. De anul trecut însă, organizatorii au transformat evenimentul într-unul itinerant și în fiecare an să se desfășoare în alt loc. Festivalul își propune să promoveze filmul românesc și producătorii români de film. Festivalul a avut loc la Constanța, Mamaia, la București, au fost 2 ediții de 2 ani de zile. El este un festival itinerant, tocmai pentru a putea veni noi către spectatorul de film și nu spectatorul de film către film. 9 pelicule de lungmetraj și mai multe scurtmetraje au fost proiectate pe durata festivalului. Cel mai așteptat film a fost de departe Școala de Vară, producție ce poartă semnătura lui Bogdan Alexe. Pelicula, realizată în colaborare cu TVR și Radio România, va putea fi vizionată pe 4 noiembrie la TVR 1. Își propune să coopteze tineri talentați pe zona de actorie, dans și canto, pe care ulterior să-i distribuim într-un proiect, într-un film de lungmetraj ce se toarnă în fiecare vară într-o locație aleasă de noi. La proiecția Școlii de Vară au fost prezenți și 2 dintre protagoniștii rolurilor principale. Cei 2 își propun să transforme această pasiune pentru film în performanță. Este a 2-a producție în care am jucat și a fost o experiență minunată, sincer, pentru că am avut amândoi șansa să lucrăm cu o echipă profesională. Și A fost tocmai că a fost prima experiență și eu, cel puțin, era prima oară când lucram cu așa ceva și, în primul rând, cel puțin pe mine, m-a ajutat în dezvoltarea personală la modul, m-a ajutat să comunic mai ușor cu oamenii, să socializez mai mult, adică am fost cu totul schimbat după această experiență. Pe parcursul celor 3 zile de festival au mai putut fi vizionate filmele Love Bus, 5 povești de dragoste din București, Planșa, Dora sau Ultimul zburător. Alături de acestea au mai putut fi urmărite 11 scurtmetraje semnate de 11 producători independenți.